Continuă, dragii mei, etalarea și clarificările. Interesant este că mi s-a terminat bateria, s-a umplut camera, în fine. Tocmai acum, tocmai la etalarea voastră, când trebuia să clarific, haideți să o luăm ca pe un semn. Am senzația că, la un moment dat, și relația voastră se întrerupe, ca să revină, să vedem ce clarificări apar. Ca să revină personajul așa cum trebuie, pentru că văd că totuși regele de cupe are tendințe manipulatoare. Ori să-și folosească emoțiile lor, ori să folosească emoțiile voastre, dacă aveți totuși multe emoții față de ei, deși și ei au față de voi. Da, au niște tendințe manipulatoare, probabil, pe care le-au învățat, eu știu pe unde. Că, în general, cei care manipulează văd pe undeva, că așa facem, toți copiem. Copiem comportamentul altora. Deși dragoste există, există această tendință de a manipula prin emoții. Hai să vedem. Deci am zis că la voi s-a oprit totuși aici la asul de spade. Voi asta vreți. În sensul neapărat că asta gândiți. Gândiți că dragoste fără dreptate nu se poate și echilibru emoțional. Nu. Și asta înseamnă că acest personaj de-a pe care l-ați putea accepta dacă vine corect, înseamnă că a fost incorrect, înseamnă că a fost 7 de spade în poziție normală, da? Și 6 de spade, ați încercat să vă detașați de minciunile, de jocurile mentale ale lor, strategiile lor și totuși, chiar dacă v-ați detașat mental, îi aștepta să vină ei corect, aici e ideea, nu doar să ne detașăm noi, ci să facă și ei schimbarea necesară. Și dacă ar face, posibil că acest as de băte ar rămâne în picioare. Hai să vedem 7 de cupe invers. Clarificăm, te rog frumos, 7 de cupe. Asta tot apare. Ia uite, 7 de cupe. Am zis de mai devreme că renunțați la confuzii. Renunțați la confuzii. Vedeți lucrurile altfel. Dacă aveți mai multe opțiuni, faceți o opțiune corectă, să zic că să vă iubiți pe voi înși, vă să manifestați dreptate în relația aceasta, în orice relații pe care le manifestați, în orice moment din viață. Alegeți dreptatea. Eventual, posibil, unii dintre voi să alegeți un semn de aer. Rămâne de văzut. Dar ce simțiți? Simțiți că în afara acestor opțiuni și a confuziilor, inima voastră știe ce știe? E o chestie de intuiție. Ce e cea? Regele de băte, da? Știți că acest personaj ar putea să aibă un rol important în viața voastră dacă regele de băte, astfel de băte, dacă ar fi corect. Le-ați dă o șansă. În sensul că i-ați accepta, i-ați alege ca și opțiune. Clarifică în valetul de spade. Asta. Lumea. Wow. În primul și în primul rând, acest personaj bănuiesc, așa simt, că este o relație la distanță. Am mai vorbit de lume de-a lungul timpului la relația voastră. E o relație peste hotare, poate chiar online pentru unii. Personajul e un pic cam încăpățânat și trebuie să renunțe la această încăpățânare. Eventual, ce intenționați? Voi întrerupeți într-un fel sau altul o anumită atitudine veche până nu vin ei și nu comunică ce trebuie. Nu se poartă corect. Până atunci încheiați capitolul cu ei. Cum a fost și această întrerupere, da? Că bateria, că aia, întrerupeți până nu vin corect, cu spada în mână, da? N-a venit cavalerul de spade invers, a venit cavalerul de spade cu spada în sus, da? Trebuie să vină sincer, cum a zis mai devreme. Corecți și să vină, să se miște, măcar atât. Da? Ia uite ce au, 6-7. Asta este opțiunea voastră, ca să înseamnă 7 de cupe, opțiune. Opțiunea voastră este să puneți capăt acestui capitol până personajul se maturizează și oferă ceva concret sau voi vă concentrați pe munca voastră, pe victorile voastre, 6 de băte, da? Ieșiți din stagnare.
Interesant că vine și spânzurată invers. Ieșiți, intenția voastră să ieșiți din stagnare. Eventual din conflictele pe care le-ați avut, da? Din triunghiuri amoroase, eventual, trei de cupe invers, ieșiți din ele, vă concentrați pe stabilitatea voastră și dacă vine acest personaj, dintre multele opțiuni pe care le aveți și voi, să vină corect. Rege de spade, rege de monede, da? Cum am zis mai devreme, as de spade, să vină corect. Clarificăm patru de cupe. Deci astea sunt intențiile voastre. Nimic până nu se vede transformarea. Acțiunile. Am zis, patru de cupe. Cine vine? Mă mai gândesc. Stai să verific cum e cupa. Ce este în cupă. Te-ai spălat pe mâini? Te-ai spălat pe mâini înainte să-mi oferi cupa? Te-ai eliberat, cu alte cuvinte? Te-ai spălat de tendințele toxice? Da. Mă mai gândesc. Pentru că m-ai pus în situații neplăcute. Clarificăm patru de cupe. De unde a apărut asta? Opa, justiția și în poziția normală, frumos. Și asta ce este? Măi, oamenii ăștia nici nu știu să scrie cu cifre romane, vai de capul lor. Nu, chiar nu știu. Ce este? 8. Nici nu trebuia să număr monedele. 8 de monede invers. Asta e. Nu vrei să vă mai, să mai munciți? Nu vrei să mai munciți dacă personajul nu vine corect. Balanță. Justiția. Nu contează. Poate să fie și berbec, poate să fie și capricorn, oricine poate fi. Vreți să fiți voi în balanță. Balanța a apărut și la numărul anterior, tot așa, la primul personaj. Își dorește echilibru. Da? Vă doriți echilibru. Vă doriți echilibru și comunicare corectă, domnule, clară. Folosești cuvinte elegante. Cuvinte alese. Ah, că mai greșim, na, mai greșim, dar în principiu ne străduim să alegem cuvintele. Și să strâm într-un echilibru emoțional. Cât dau, dai și tu, da? Că aici e vorba de ofertă emoțională. Voi ați da mai mult. Voi ați da mai mult. Și acum e cazul să dea și ei. Pentru că ei au avut regele de cupe, ei n-au oferit. Dar eu acum citesc aceste cărți, deși acesta este rezultatul în această perioadă. Am spus, cum acționați? Dacă vine cu o ofertă, nu munciți așa de mult, pentru că știți că trebuie să oferă ei ca să echilibreze balanța, pentru că voi ați oferit foarte mult până acum. Da? Ok. Accept scuzele, accept comunicarea, dar mai străduie-te, muncește și tu, că până acum nu mai am muncit. Și o mergeți spre 7, sunteți mai precauți, vă gândiți dacă investiți, cântăriți orice. De acum încolo, cântăriți orice. Ia uite, ce frumos, îndrăgostiți-i. Da, îndrăgostiți, aveți pasiune, vă atrag, dar nu-i suficient. Simțiți că e o relație profundă, dar nu-i suficient. Alegeți, aici este, alegeți să fiți puternici. Ce frumos! Ia uite ce frumoasă e! Ce frumoasă e cartea! Și? Ce e aici? Magicianul. Nu manifestați până personajul nu se schimbă. Mote invers. Până atunci vă abțineți, sunteți în control, eventual aveți puterea de a alege. Dar alegeți cu rațiune. Dragoste, dragoste, dar nu ne facem cârpă în fața nimănui. Că știm și noi, știu cum e să iubești ca un câine. Nu se mai poate așa ceva. Șase de cupe. Asta nu a apărut, nu știu de unde a apărut. Șase de cupe, patru de spade. Ia uite cum au scris patru. Vedeți? Patru de spade. În primul rând, iar vă calmați mental, vă vindecați de această situație. Șase de cupe. Ca și rezultat în această perioadă. Uite, doi de monede invers. Ați ales. Doi de monede invers. Adică doi de monede merge către valetul de monede. Dacă acest personaj vine și oferă și emoții și discuții și implicare, da, ok, construim cu răbdare, cât un pic, cât un pic. Dacă nu, nu.
Eventual, v-am zis, simt că 6 de cupe în această situație poate să reprezinte și faptul că iertați. Iertați. Dacă vin corect, dragii mei, dacă vei, asta nu înseamnă musai că și mergeți înainte. Puteți să iertați, ok, te-am iertat, mulțumesc de explicații, de aia de altă, eu îmi văd de viața mea. Iertarea e una, acceptarea e alta, sunt lucruri diferite. Dar, ca și rezultat, 6 de cupe. Și 2 de monede invers. Cred că îi pune să aleagă. Și îi puneți la muncă, valetul de monede. Care zic că am 2 de monede? E destul de neclar. 2 de monede invers. Mamă, marele preot. Da? Vreți implicare? Creștere spirituală. Mai ales că la ei a apărut, ia uite, marele preot cum e, steaua cum e, eremitul cum e, la capitolul spiritualitate încă sunt varză, scuzați-mi expresia, e diavolul. Dar, dacă a venit invers, e de bine. Poate că în mai se va întâmpla, pe 2 mai, de Paști, interesant. Eu spun că dacă mi-a trecut prin, câmp, prin gând, înseamnă că e cu vreun motiv, nu? Nu o fi valabil la toată lumea, dar... Mai sau iunie. Probabil că se va întâmpla ceva. Se va stabiliza. Ia uite, iar îndrăgostiții. Șase de bute. Mare grijă, verificați acest personaj pentru că are tendințe manipulatoare. Haideți să vedem. Asul de monede în poziția lor. Și transformarea, să știți, nu zic că este imposibilă, nu poate fi posibilă într-un timp scurt. Dacă e timp scurt, poate că a modificat anumite lucruri, poate se străduie, dar încă revine periodic, ciclic, la tendințele sale de dinainte. De aia zic, transformarea totală se face în timp. Și la noi și la ei. Asul de monede în poziția lor. Clarificăm. 6 de monede. Aici este problema. Nu s-a manifestat. Pentru că unul a dat mai puțin decât celălalt. N-a fost reciprocitate. Nu s-a manifestat pentru că n-a fost echilibru. S-a dorit echilibru, dar nu a fost. N-a fost. Că altfel ar fi trebuit să fie așa. Ar fi trebuit să fie asul. Da. N-a fost echilibru. N-a fost reciprocitate. Și acum ia uite, 5 de cupe, plâng. Au plâns în suflet, probabil încă mai regretă. Încă mai regretă. Marea preoteasă. Asul de monede. Ia uite, aici apare în poziția normală. Da, aici este. Înseamnă că regretă. Au o trezire cu marea preoteasă. Intuiesc. Adică știu că au greșit. Știu că au greșit. Și asul de monede apare în poziție normală. Și este zero, nebunul. Ar trebui să o ia de la zero, da? Ca să manifeste corect, echilibrat. Poate și ascultă intuiția, Doamne, Doamne ajută. Pentru că în această carte văd totuși un as de cupe central. Asul de cupe înseamnă oarecare vindecare, inspirație, intuiție. Hai să clarificăm. Diavolul. Ia uite, diavolul. Judecata și nebunul. Da, e superb. Să-i ajute Dumnezeu, da? Dacă renunță, vor să renască, da? Să renască din aceste triunghiuri. Menajatura. Poate nu fi menajatura. Poate ori fi prieteni toxici, familie toxică, da? E un
Câligătură aici de personaje, da? Ce frumoase sunt cărțile astea. Cred că sunt micuțe așa. De-aia zis, ascultă intuiția, că am văzut Marea Preoteasă mai devreme. Uite, ascultă intuiția. Ascultă intuiția. Știu că au fost toxici. Și ce se trebuie să vină? Să o ia de la zero. Trebuie să o ia de la zero. Probabil marcaj în berbec. Da, știți cum e. Berbecii până nu dau cu capul de zid, nu se trezesc. Atunci când se trezesc, că e intuiția, se trezesc și fac și ei lucruri corecte, da? Ies, da? Ia uite, ies din stagnare și manifest această dragoste. Am pus cartea asta pentru că îmi place. Și pentru că mie îmi transmite intuiție, iar un soi de Marea Preoteasă. Da, și ascultă intuiția. Poate că au o revelație, poate că au o revelație pe calea tarotului, ascultă etalare de tarot sau, eu știu, se duc pe undeva, li se dă în cărți, măi, dacă nu faci, nu faci, adică nu o să iasă dacă nu faci. Evident. Și în viață, în orice. Vrei să faci muzică? Trebuie să cânți. Altfel, da, nu iese. 5 de cupe, te rog. 5 de cupe. Au regretat, am văzut mai devreme 5 cupe. Acum vor să renunțe la regrete, la atitudinea de victimă. Da? Și să, ce să facă? 5 de cupe. Intențiile. Intențiile sunt, ia, și asta, iar a venit invers. Regina de spade invers. Intențiile. Da, deci în primul și în primul rând regretă că au vorbit urât. Asta e clar, se vede aici și știam. Regretă că au vorbit urât. Regina de spade invers vorbește foarte urât. Dacă au pe cineva în preajmă care le vorbește așa, ei au proiectat exemplu din preajma lor. Dar regretă cu 5 de cupe că au vorbit urât. Hai mai dăm o carte totuși. Ia ce e aici? Regele de băte. Au pasiune totuși. Au pasiune și țin în secret o suferință. Suferința că nu pot să fie cu voi, că nu se potrivesc, că nu e o potrivire de caracter în primul rând. Ei trebuie să-și lucreze caracterul. Intenția ar fi să fie să-și arate această pasiune, că nu și-a arătat-o până acum. Și ce a arătat, a arătat toxic. Toxic a fost. Mai dăm o carte pentru regina de spade invers. Poate că renunță și ei la un semn de aer, care semn de aer, varianta negativă și neapărat semn. Personaj care se manifestă negativ. Exemplul lor negativ din viață. Au pe cineva negativ, toxic. Da, a apărut diavolul invers. Da? Mai dăm o carte pentru regina de spade invers. De curiozite. Curiozite. Ce? 2, 4, 9. Da. Da. Învață. Ia uite cum au scris. Uite cum au scris 9. 9 de bâte invers. Și aici ce este? 4 de bâte. Intenționează să creeze un echilibru. E Venus în berbec. Și să manifeste o creștere, floarea asta frumoasă, să creeze stabilitate, dar asta se va face în timp. Faptul că a venit 9 de bâte invers. Pe de o parte, simt că blochează aceste personaje care sunt negative și încearcă să iasă din starea de victimă și să creeze o portiță, să deblocheze energetic ceva în viața lor. Rămâne de văzut când vin. Dar important e să facă transformarea în viața lor. Și apoi să vină transformați, măcar un pic. Clarificăm valetul de spade invers. Valetul de spade ca și acțiune. Valetul de spade invers. Ce este? Cavalerul de cupe invers. Dar trebuie să se vindece. Aici, voi sunteți... În primul rând își doresc să se vindece și să se implice. Valetul de monede, am zis despre care, da? Doi de monede care vine, doi de monede invers, care duce înspre valetul de monede. Uite-l aici, valetul de monede. Trebuie să lase niște
o atmosferă de familie foarte toxică, dacă vor să creeze relații armonioase și stabile, da? Trebuie să lase în urmă, așa, și să construiască cu grijă echilibrul lor și al vostru. Stea înseamnă și vindecarea lor, înseamnă și vindecarea voastră. Dar, ca și acțiune, văd că în continuare văd, vin, nu prea vin. Cavalerul de cupe, invers. Iar e o tendință manipulatoare, dar faptul că nu vorbește, nu-și arată emoțiile. Dar de ce? Mai dăm o card. Că se vindecă. Le trebuie timp. Mai dăm o carte pentru acțiune. Uite-mă. Tot invers. Regele de spade invers. Asta e. Deci că sunt opt. Au conflicte, au un blocaj mental, da, din cauza unui triunghi, uite. Triunghi amoros care, sau prieten, nu neapărat amoros. Prieteni, membri de familie care i-au influențat în această tendință să devină conflictuali și negativi. Da, în primul și în primul rând, deci tac. Rămâne de văzut în cât timp o să vorbească. Deocamdată, în această perioadă, regele de spade invers, valetul de spade invers, cavalerul de cupe invers. Nu-și arată emoțiile, gândurile. Dar, ce-mi place la regele de spade, pentru că totuși e energie matură. Da, regele de spade uneori este manipulator prin cuvinte. Acest personaj are această tendință, că am mai văzut odată regele de spade invers. Dar, varianta bună a acestei cărți, când în această poziție, gândește. Regele de spade, ca să-și atingă înțelepciunea, trebuie să gândească. Să țină un pic de pauză, de tăcere, că a apărut și eremitul invers, da? Pentru că încă nu sunt vindecați. Încă nu și-au găsit verticalitatea, credința. Aici. Au foarte mult de lucru oamenii ăștia. Mai dăm o carte. Uite că acum ambiționez la voi. Mai dăm o carte. Mă, dar toate sunt invers. 10 de bâte. Trebuie să renunțe la această apăsare. Ei nu știu să se exprime, măi. Nu știu să se exprime. Și iar e o influență acasă. Zice, trebuie să renunțe la, dacă nu căsnicie, o relație, un job, un mediu care îi apasă. Da? În poziția asta și-a apărut invers. Trebuie să renunțe la acele influențe ca să poată să vină normal, domnilor. Da. Îndrăgostiți iar apar. Și în poziție normală. Sunt îndrăgostiți. Sunt. Hai, clarificăm regele de cupe. Ca rezultat, în această perioadă, ce se realizează? Ce se realizează în această perioadă, regele de cupe? Cinci de monede. Se simt singuri. Cinci de monede. Nu, în poziția asta. Se simt singuri. Fără voi. Ce e aici? Împăratul. Ia uitați-l cum a scris patru. Vedeți? Împăratul invers. Da, n-au control. Ia uite, patru de monede tot invers. Regina de monede. Invers. Diavolul invers. Asta e. Asta este. Știu că trebuie să renunțe la toxicitate, trebuie să renunțe la o femeie, cu fi mamă, cu fi soție, materialistă sau, da, dezechilibrată, pentru că e invers, da? Ce patru de monede invers, iar trebuie să renunțe la aceste tendințe de a sta închiși, împăratul la fel, tot patru este. Tot așa, dorește controlul, nu se deschide. Și are tendințe manipulatoare. Nu e protector. Da? Normal,
Împărat în poziție normală e protector. A venit invers. Și cât timp nu rezolvă aceste lucruri, se simte singur. Fără dragostea voastră, regele de cupe, ați putea să fiți voi care vă întoarceți dragostea de la ei. Nu că vă întoarceți, nu le mai oferiți. Iertați, de-aia a zis, pentru mine șase de cupe înseamnă acum iertare. Pentru că știți că sunt sufletele voastre perechi. Dar alegeți, alegeți, interesant și la voi, altă interpretare, alegeți calea lui Dumnezeu, calea creșterii spirituale, cu ei, cu sau fără ei. Ei trebuie să vină într-o vibrație cât mai curată și stabilă. Alegeți nodul nord însărcetător. Adică spiritualitatea, asta alegeți. Aha, asta e, da. Între acest... această relație și creșterea voastră spirituală, alegeți creșterea spirituală. Dacă ei vor să vină, valetul de monede, da? Să vină într-o altă vibrație. Până atunci, ei se vor simți singuri, 5 de monede, fără sprijin. Pentru că 5 de monede are un sprijin. Sunt doi oameni cu probleme care se susțin. Le pleacă și acea susținere, adică voi erați acea susținere. Între toate problemele astea, nu n-au știut să se poarte, n-au știut. Și regele de cupe acum îl văd ca dragostea pe care voi nu mai oferiți. A, iubire necondiționată, ok, necondiționată, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă consum în această situație toxică. Vino transforma, dragul meu, draga mea, sau cine ești, da? Hai, vedem o carte pentru 5 de monede. 5 de monede, ca și final. Dar sigur se simt singur, pentru că se vede și aici, da? Se vede la Eremit. Ar vrea să vorbească, dar n-are ce să zică, pentru că încă nu sunt vindecați. Nu prea au înțeles încă ce au de făcut. Să-i ajutăm, să vă rugați pentru ei, interesant. Șase de cupe și cu male preot, rugați-vă pentru ei. Ca au nevoie. Ia uite ce frumos a venit și Marea Preoteasă. Rugați-vă pentru ei. Ca au nevoie de rugăciune. 5-6. Da, dacă vor să aibă victorie, nu, 7. 7. Trebuie să se lupte în primul rând cu influențele negative, ca apoi să aibă victorie cu voi. Ia uite, asul de bâte. Da, își doresc, ia uite ce frumos, își doresc și ei asul de bâte. Va fi un as de bâte la un moment dat. Da. Dar trebuie manifesta la lună plină, lună nouă. Ah, interesant, luna nouă din berbec. Dacă ar ști, ne-am rugat pentru ei să manifeste corect, să scrie corect ce au de făcut. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut. O să trebuiască să lipesc videoclipurile. Mai întârzi un pic cu procesarea videoclipului pe internet. Vă pup. Asta e. A durat mai mult, dar sper că a meritat. Transmiteți-mi ce rezonează cu voi. Dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!